Foc și panică în centrul capitalei, o gheretă nefuncțională, dar și o stație de așteptare au ars ca o torță. Focul a izbucnit în dimineața de 16 februarie, în jurul orei 5 și 50 de minute pe strada Constantin Negruțe. Flăcările imense, dar și fumul dens, au speriat nebunește locatarii din preajmă care au sunat la 112. Și paralel au filmat totul cu telefoanele lor mobile. În imaginile care au împânzit rețelele de socializare se vede o flacără imensă care a cuprins construcția în întregime. La fața locului au intervenit trei echipaje de pompieri care au luptat timp de o oră cu flăcările. În jurul orei 7 dimineața focul a fost lichidat complet. Din informația oferită de ofițerul de presă de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență Liliana Pușcașu, focul a distrus 30 de metri pătrați din gheretă. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit. Pompierii încă nu au stabilit cauza preliminară ale celor întâmplate, însă internauții deja au propriile versiuni. Cei mai mulți consideră că în gheretă cel mai probabil s-ar fi adopostit boschetari care ar fi făcut focul în interior sau ar fi fumat și ar fi aruncat un muc nestins de țigare. Specialiștii laboratorului experimental al Doctoratului General pentru Situații de Urgență vor stabili cu exactitate cauza celor întâmplate, dar și prejudiciul cauzat de incendiu.